Avansează Valițicu. Petrolul încearcă să reacționeze după primirea golului foarte repede, însă apare această nouă eroare, posibilitate pentru FC Botoșani să redevină periculoasă. Atenție aici, iese bine Liner și este gol! 2-0, Mihai Roman 2, minutul 4. Incredibil ce se întâmplă la Botoșani. Incredibil în ce fel se apără trupa lui Nae Constantin. De nerecunoscută Petrolul în aceste prime 4 minute. Avem 2 goluri deja. Sebastian Mailat și Mihai Roman 2 cu această frizură. Mihai Roman 2, iată un jucător care urmărește bine acel balon, da, consternat probabil, descumpănit în Nae Constantin, nici el nu înțelege ce se întâmplă cu acea echipă. Andreas Liner iese, încearcă să îndepărteze pericolul, nimeni nu urmărește acel balon, nimeni nu vine să-l sprijine pe austriac. Cât de simplu pare fotbalul. Nestingherit, Mihai Roman 2 are posibilitatea să preia și să catapulteze acel balon pentru acest FC Botoșan, Petrolul 2-0.